Bun găsit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Hai că ne-a dat iar DNA-ul o pâinică de pe pat. Chiar am avut probleme dimineață când scriam la emisiune cu băieții. Ne spuneam, bă, dar instituțiile astea nimic, nimic. Nu s-ar și ele în sprijinul audiențelor cu niște arestări, cu ceva? Și pac, pe la prânz se ridică pluta frumos și apoi se pune pe lat. Doi pești mari, uite așa. Fostul șef al ANAF plus doamna Bica. Nu știu alții cum sunt, dar eu când aud ceva despre ANAF mă gândesc la Blejnar, imediat. Să vezi că l-au săltat pe Blejnar în sfârșit, așa îmi zic de fiecare dată. E, nici de data asta n-a fost să fie. Or să ajungă ăștia să aresteze și mașinile și clădirea ANAF-ului. Sper ca până la urmă să se ajungă și la Blejnar. Prin 2057, așa, dar nu-mi pierd speranța. Mă rog, pentru moment ne mulțumim cu Șerban Pop și el fost șef al ANAF. Nu atât de fost ca Blejnar, mai din coace, așa. Bun și ăsta, ce să zic. Surse judiciare spun că Șerban Pop ar fi luat de la omul de afaceri Horia Simu o sumă de aproximativ 240.000 de euro ca să fie soluționat sau să fie rezolvat un dosar pe care acesta îl avea la DIICOT, iar Alina Bica ar fi primit pentru acest lucru, pentru că în acea perioadă era șef a acestei direcții, aproximativ suma de 17.000 de euro. E, uite, asta înseamnă să colaboreze instituțiile între ele, să curgă banul, să ungă sistemul. 230.000 dintr-un foc. După aia ne mirăm ca proștii. Bă, ăsta a fost bugetar toată viața. De unde are el o vilă cât un județ și 300 de mașini? E, de aici are. Că în loc să le ia banii borfașilor și să-i bage la buget, îi duc la ei acasă. A, să vă mai amintesc ceva. Nenea Pop este cel care scotea din ANAF acte pentru Dan Voiculescu. Mai un șantaj mic, mai o reclamă, de vară acolo, mai bine să fie decât să nu se ajungă, nu? Dar stați, că a venit și doamna Bica, of, ca o floricică. Spuneți, doamnă. Nu știu, nu mi-a oferit amănunte și mi-a oferit informațiile imediat. Dar nu mai pot. Date de suspect. Și având în vedere că, cel puțin din punctul meu de vedere, trăiesc într-o minunată dictatură, intru, o să văd ce este. Oricum, nu doresc nimănui. Doamnă, de la domnii ăștia, la orice. Vă așteptați chiar să fiți reținută? La orice. E, doamnă, eu nu cred că vă așteptați la orice, chiar la orice. Adică nu vă așteptați ca procurorii DNA să vă mai dea niște șpagă. Sau nu vă așteptați ca procurorii să vă fi chemat pentru un interviu de angajare, știind că n-aveți de muncă. Deci nu cred că v-ați fi așteptat chiar la orice. Noi, în schimb, da, ne așteptăm la orice. Dar dacă ne-ați fi întrebat la ce speram, mă rog, Pop și Bica arestați la mijloc sunt 230.000 de euro. Ce ziceți, domnul Blejnar? Ce găinari! Te crezi și eu cum să nu te aresteze ăștia când văd că umbli cu mărunțiși? Păi pe vremea lui Matale, banii ăștia erau așa, de dat rest la o șpagă de 2 miliarde de euro. Copii și junior, domnul Blejnar, n-ai cu cine.